Pe fondul vântului puternic de joi noapte, un arbore a căzut pe carosabil pe raza localității Clit, la ieșire spre comuna Marginea. Un conducător auto nu a observat arborele la timp și a intrat în coliziune cu acesta, rămânând încarcerat în interiorul autoturismului. Militarii detașamentului de pompieri Rădăuți împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit cu auto speciale pentru descarcerare. Salvatorii au asigurat accesul către victimă pe care au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical. După ce a primit îngrijiri medicale, bărbatul în vârstă de 35 de ani, conștient și cooperant, a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Ulterior, pompierii au tăiat arborele și l-au îndepărtat de pe carosabil, eliberând traficul rutier.